Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local desfășurată pe 30 martie a fost introdus un proiect privind majorarea tarifelor pentru accesul în ștrand și pentru utilizarea foișoarelor. Nici proiectul inițial, nici proiectul cu amendamentul depus de un consilier local privind stabilirea tarifelor nemodificate doar pentru foișoare nu au trecut de voturile consilierilor locali. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală se poate și avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Dar doresc să fac aici un amendament în sensul menținerii prețului la foișoare și anume să vă menține forma inițială a hotărârii Consiliului Local numărul 85/2015, vechile prețuri și anume 40 de lei 4 ore la foișoare 6 locuri, respectiv 60 de lei de 4 ore, foișoare 12-14 locuri cu toate utilitățile incluse. Deci menținem prețul la foișoare, tot vechile prețuri. Amendamentul a fost depus și necesar. Sigur, dar depus amendamentul. Mai ieși toate amendamentele formulate de către. Vă supun la vot amendamentul domnului consilier Agrieș. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mă ridicați o dată la abținere. 5, 6, 7, 8, 1, 6. Cine este pentru? Forma inițială. Forma inițială, da. În amendul nu am trecut. Vă rog, să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pentru. Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat nici în forma inițială. Proiectul nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi implementat. Ideea a fost următoarea. În urma analizelor de cost din cadrul complexului de agrement Moldova, faptul că tot ceea ce înseamnă utilități și costuri de întreținere au crescut semnificativ, a fost făcută această propunere de, să zicem, actualizare sau aliniere a tarifelor pentru a putea aduce un venit suplimentar acestei zone. Deși nu ne ajung sumele care se încasează doar din taxele de acolo, ci și bugetul local vine să completeze cu sume în decursul anului. Iată că a fost la un moment dat o propunere în care tarifele pentru spațiile de la grătare, acele foișoare, să rămână nemodificat și să rămână majorate doar cele pentru accesul în incinta ștrandului. Nici amendamentul și nici proiectul inițial nu a fost avizat favorabil, adică nu a întrunit majoritatea. Okay, cred, da, că a fost și un, a poate existat vreo motivație în spate, o neînțelegere. Adică... Nu, cred că a fost o neînțelegere. Pentru intrare la bazine, prețul biletului ar fi crescut la 15 lei preț întreg și 8 lei preț redus de luni până joi și la 25 de lei preț întreg și 15 lei preț redus de vineri până duminică. Iar în cazul închirierii foișoarelor, tarifele ar fi crescut cu 10 lei pentru 4 ore în cazul celor de 6-8 locuri și cu 15 lei pentru 4 ore în cazul celor de 12-14 locuri.